Creatorul romanului românesc modern, a cărui operă se caracterizează printr-o diversitate tematică, Liviu Rebreanu rămâne în istoria literaturii române o personalitate uluitoare, a cărui operă a provocat de-a lungul timpului numeroase și aprinse dezbateri critice. Scriitorul, publicat în 29 de limbi străine, a fost prozator și dramaturg român, membru al Academiei Române. A surprins în scrierile sale o mulțime de aspecte umane, reușind să prezinte viața în complexitatea ei socială și psihologică. De altfel, Liviu Rebreanu este autorul primului roman obiectiv din literatura română, Ion, și al primului roman de analiză psihologică din proza românească, Pădurea spânzuraților. Liviu Rebreanu s-a născut la 27 noiembrie 1885 în satul Târlișua, din fostul comitat Solnok-Dăbâca, azi județul Bistrița-Năsăud, fiind primul din cei 14 copii ai învățătorului Vasile Rebreanu și ai Ludovicăi, născută Diuganu. În tinerețe, mama sa era pasionată de teatru, fiind considerată primă diletantă pe scena Becleanului de Baștină. Ambii părinți constituie modelele familiei Herdelea, care apare în Ion, Răscoala, Gorila și alte romane. În anul 1889, familia Rebreanu s-a mutat în comuna Maieru, pe Valea Someșului Mare. Liviu Rebreanu a început cursurile școlii primare în 1891. A urmat în anul 1895 două clase la gimnaziul grăniceresc din Năsăud. În 1897 s-a transferat la școala de băieți din Bistrița, cunoscută și sub numele de Gimnaziul Superior German, astăzi Colegiul Național Liviu Rebreanu, unde a urmat încă trei clase. În 1900 a început să urmeze Școala Reală Superioară de Honvezi din Sopron, Ungaria. La sfârșitul anului întâi a obținut calificativul eminent. Ca și la gimnaziul din Bistrița, a manifestat o înclinație deosebită pentru studiul limbilor străine. La 1 septembrie 1906 a fost repartizat ca sublocotenent în armata austro-ungară la regimentul al doilea de honvezi regal din Gyula. Acolo, pe lângă îndeletnicirii ca zone, Rebreanu a avut numeroase preocupări literare, lecturi, conspecte, proiecte dramaturgice. La 12 februarie 1908, demisionează din armată și revine în prislopul Năsăudului, spre disperarea părinților care l-au știut un domn realizat. În 1909 participă la cenaclul lui Mihai Dragomirescu, unde va prezenta novela Proștii. În luna ianuarie 1910, pe baza convenției cu Austro-Ungaria, guvernul de la Budapesta cere autorităților românești extrădarea gazetarului ardelean. În februarie, Rebreanu a fost arestat și deținut la Văcărești. În închisoarea Văcărești a terminat novela Culcușul.
După detenția la Văcărești, este transferat la închisoarea din Gyula, Imperiul Austro-Ungar. Aici scrie Golani și începe să traducă volumul de povestiri Lelki Kalandok, Aventuri spirituale, apărute la Budapesta 1908, sub semnătura scriitorului maghiar Zini Gyula. La 16 august 1910, este eliberat din închisoare, curtea tribunalului de apel considerând că delictul a fost ispășit după cele 6 luni de temniță. Din iulie 1913, după intrarea României în cel de-al doilea război balcanic, s-a angajat ca reporter la Adevărul. La sfârșitul războiului a fost concediat. În decembrie 1929, a fost numit director al Teatrului Național din București, funcție pe care a deținut-o timp de un an. În 1929, la însărcinarea primului ministru, a lucrat la proiectele de organizare a Direcției Educației Poporului, al cărei conducător a devenit la începutul anului următor. În noiembrie 1930, în urma unor cumplite dezamăgiri înregistrate în conducerea treburilor publice, Rebreanu demisionează din conducerea Direcției Educației Poporului. A cumpărat o casă și o vie la Valea Mare, lângă Pitești, județul Argeș, unde au fost scrise majoritatea cărților sale de acum încolo. Primăvara lui 1944 îl găsește în satul argeșean, grav bolnav. La 1 septembrie, la Valea Mare, Liviu Rebreanu încetează din viață, la vârsta de 59 de ani. După câteva luni, a fost deshumat și reînhumat la cimitirul Belu din București. O altă opinie în privința morții sale sugerează că Liviu Rebreanu s-ar fi aflat în seara de 23 august 1944 într-o mașină alături de generalul Manolescu și Rică Georgescu, fiind împușcat de un soldat care asigura un baraj. În privința operei sale literare, până la romanul realist creat la maturitate, Liviu Rebreanu și-a început scrierile cu poezii de dragoste. S-a îndrăgostit pentru prima dată în adolescență și urmarea primilor fiori ai dragostei a început să scrie poezii. Era în clasa a treia la liceul nemțesc din Bistrița când și-a pus pentru prima dată sentimentele pe hârtie, în anul 1898. Fascinat de o tânără actriță dintr-o trupă ambulantă ungurească, scrie un vodevil în limba maghiară. Mai târziu, aflat în Budapesta, a cultivat fără succes acest gen dramatic. Creațiile de la începuturi nu au fost publicate niciodată. Eram înamorat de fata unui coșar și ea elevă la liceu și urmarea amorului meu înfocat a fost că într-o vacanță i-am făcut o elegie. De atunci m-am lăsat de poezie. Mărturisea romancierul la maturitate într-un interviu acordat revistei Rampa, apărut în 1933. Prozatorul debutează editorial în anul 1912, cu volumul de nuvele Frământări, urmat de volumele de nuvele și de schițe Golani și Mărturisire, ambele apărute în 1916 și de Răfuiala în 1919. De altfel, în această perioadă de început, Rebreanu scrie proză scurtă, dar aceste nuvele anticipează viitoarele romane, conținând deja temele principale ale acestora, care gravitează în jurul a 3 elemente, satul, orașul și războiul. Ele reprezintă doar niște simple aspecte ale operei de mai târziu, așa cum aprecia George Călinescu în istoria literaturii române de la origini până în prezent. S-ar zice că un pictor de mari compoziții s-a exercitat desenând detalii, brațe, pumni strânși, picioare, în vederea unei imense pânze, ce se ghicește a fi din câmpul vieții rudimentare, scria George Călinescu. În 1919 apare volumul Calvarul, pe care autorul îl prezintă în prefață, drept povestirea unei agonii zbuciumate, zvârlită pe hârtie într-o grabă înfrigurată.
dar la final reconsideră acest aspect numindu-l roman. Dacă totuși pe alocuri cartea apare un roman, de vină este numai Viața, care, orice s-ar zice, este cel mai iscusit romancier din lume. Notează site-ul romlit.ro, care apreciază că această carte pare un roman prin faptul că prezintă fapte de viață. Un an mai târziu, Liviu Rebreanu publică prima sa capodoperă, romanul Ion, un poem epic, solemn ca un fluviu american, o capodoperă de măreție liniștită, notează George Călinescu în volumul menționat. Părinții prozatorului, Vasile și Ludovica, reprezintă modelul autorului pentru conturarea familiei Herdelea, prezentă în romane precum Ion, Răscoala sau Gorila. Chiar și localitatea Maieru, unde s-a mutat familia pe când scriitorul avea 4 ani, avea să devină, alături de satul natal Prislop, sursă de inspirație pentru comuna Pripas, cadrul topografic al romanului Ion. Până la acea vreme, fusese promovată în literatură o imagine idilică a mediului rural, caracterizată de puritate și naturalețe. Rebreanu a fost însă primul care a ilustrat adevărata lumea satului, dominată de instincte și de violență. De altfel, Ion este considerat de critică drept romanul care face cu adevărat trecerea către realismul obiectiv. Ion este o epopee perfectă, spunea George Călinescu. Este neîndoios că autorul exaltă pe Ion, că vede în el o figură măreață a câmpului. În fond, toată această parte este superfluă. În planul creației, Ion e o brută, scria Călinescu. Rebreanu nu intervine în destinul epic al personajelor sale, ci își păstrează o obiectivitate lucidă. În 1921, publică 3 volume de proză, Catastrofa, care cuprinde și novela Ițicștrul dezertor, considerată capodopera prozei scurte a lui Rebreanu, Norocul și volumul Nuvele și schițe, iar în 1922 apare romanul Pădurea spânzuraților. Subiectul fusese deja tratat în Catastrofa, novelă care îl prezintă pe ardeleanul David Pop, mobilizat ca ofițer în armata austriacă, ce se trezește pus în situația de a lupta împotriva fraților săi. Pădurea spânzuraților reia drama interioară a ardelenilor constrânși să lupte în armata austro-ungară, împotriva conaționalilor lor din armata română, în persoana lui Apostol Bologa, personaj la care inteligența e mai vie, voința însă rămâne inferioară, potrivit aprecierii criticului George Călinescu. De asemenea, acesta nota că Pădurea spânzuraților este un roman psihologic, monografia incertitudinii chinuitoare, în afară de orice considerații politice. În 1924, apare o mică antologie, 3 novele, iar un an mai târziu urmează romanul Adam și Eva. În 1927, Rebreanu publică micul roman de analiză psihologică Ciuleandra și volumul de novele și schițe Cuibul visurilor, urmat 2 ani mai târziu de romanul Crăișorul, cunoscut ulterior sub numele de Crăișorul Horia, care descrie răscoala țărănească din Transilvania, condusă de Horea Cloșca și Crișan. În 1931, Rebreanu publică volumul Metropole, care cuprinde însemnări de călătorie de la Berlin, Roma și Paris. Romanul Răscoala, apărut în 1932, a continuat problematica din Ion, de data aceasta însă dintr-o perspectivă colectivă și nu a individului izolat. În Răscoala, mulțimea de țărani se conturează ca un personaj colectiv. Scriitorul nu vede individual, ci numai colectivul, nicio figură nu se poate memora, nota George Călinescu. Răscoala este ultima mare capodoperă a lui Rebreanu. Ulterior, scriitorul a mai publicat câteva volume, dar toate sunt considerate de critică a avea o valoare inegală. Astfel, în 1934 apare romanul Jar,
care, alături de romanul Gorila, publicat 4 ani mai târziu, prezintă mediul citadin, realizat însă destul de deficitar. Cu toate că s-au bucurat de succes la public, cele două romane nu au reușit să atragă atenția criticilor literari. Între cele două romane, Rebreanu a mai publicat un volum de nuvele, Oamenii de pe Someș. Ultimul roman al lui Rebreanu, Amândoi, apărut în 1940, este o carte polițistă, care nu se ridică nici ea la nivelul marilor capodopere ale autorului. În 1943 a fost publicat ultimul volum Antum al prozatorului, Amalgam, o culegere de articole, studii, conferințe și studii dramatice. Pe lângă toate acestea, Rebreanu a mai publicat și câteva piese de teatru fără valoare literară, Cadrilul, în 1919, Plicul, 1923 și Apostolii, 1926. Postum a fost publicat și un jurnal în 1984 al scriitorului. Din întreaga opera lui Liviu Rebreanu se remarcă deschiderea către modern. Rebreanu percepe foarte bine mediul rural și mai puțin pe cel citadin. El este un fin observator al personajului colectiv, dar și un bun analist al stărilor afective ale personajelor, cum ar fi obsesia, neliniștea sau mustrările de conștiință. George Călinescu conchidea în istoria literaturii române de la origini până în prezent. Liviu Rebreanu este un mare scriitor și, pe drept cuvânt, creatorul romanului românesc modern, cu mult asupra ceea ce epoca lui produsese. Un om beat de muncă, așa era văzut Rebreanu în perioadele în care lucra la un roman. Scria la masa de lucru de lângă bucătărie, ore în șir, oprindu-se doar pentru a se răcori cu apa de la chiuvetă. Când se arăta în lume, Rebreanu părea ca un om beat de muncă, ieșit parcă atunci din galeriile unei mine sau din dogoarea marilor furnale, povestea Tudor Vianu despre scriitor. Rebreanu scria numai noaptea, ajutat de cafea și țigări, pentru că numai noaptea îi oferea liniștea necesară actului creației. Îl prindeau zorii zilei treaz, creând după a 20-a ceașcă de cafea. Scriitorul realist era în viața de zi cu zi un om foarte superstițios. Nu pleca la drum marțea, dacă zărea un preot pe stradă, știa că îl așteaptă un lucru rău și credea cu tărie în vise. Am toate superstițiile posibile. De exemplu, nu plec la drum marți, nu încep lucrul sâmbăta, numărul 7 nu-mi e favorabil, 13 în schimb îmi e simpatic, cum ies și văd un popă știu că mă așteaptă nenorocirea, după cum dacă-mi iese un țigan îmi pare bine. Cred în semne, în bătaia ochiului stâng, ochiului drept, cred în visuri și caut să le explic. Mărturisea Rebreanu în interviul apărut în Rampa. Emil Rebreanu, fratele scriitorului, a fost executat prin spânzurătoare în 1917, în pădurea Ghimeș-Palanca, fiind condamnat la moarte pentru crimă, dezertare și spionaj. Rebreanu a aflat de moartea fratelui său abia în 1919. Se spune că scrisorile trimise de fratele său de pe front l-au inspirat să scrie un roman despre atmosfera de război. Moartea lui Emil Rebreanu i-a inspirat într-un final celebrul roman Pădurea Spânzuraților. Rebreanu a vizitat locul în care fratele său a fost executat și timp de 4 ani a lucrat la roman. A început Pădurea Spânzuraților în 1919 și cartea a fost publicată în 1922. Deși se considera un om credincios, Liviu Rebreanu nu se ruga niciodată. Cred în Dumnezeu, nu mă rog însă niciodată, nici nu-i nevoie de acest lucru când îl porți pe Dumnezeu mereu cu tine, spunea Rebreanu în 1933. Liviu Rebreanu a fost în realitate un romantic incurabil, un om superstițios, așa cum am văzut, care a avut vise neîmplinite și un scriitor obsedat de muncă. Creatorul romanului realist Ion a fost un veșnic îndrăgostit.
Pe 19 ianuarie 1912 și-a legat destinul de Fanny Rădulescu, femeia care avea să-i rămână alături până la sfârșitul vieții. Și-a iubit soția atât de mult, încât i-a recunoscut copilul făcut cu alt bărbat, o fetiță care avea 3 ani la data căsătoriei celor doi. Faptul că a recunoscut copilul nevestei, la limita legii, în absența acordului tatălui natural, i-a atras criticile apropiaților și familiei. Pentru Rebreanu însă, acest lucru nu a contat și a crescut-o pe Puia ca pe propriul lui copil. Liviu Rebreanu și-a mărturisit dragostea pentru Fanny, femeia căreia i-a rămas fidel și devotat până la moarte, în volumul Mărturisire. Controversele privind sfârșitul lui Liviu Rebreanu fac și astăzi subiect de tabloid. O teorie potrivit căreia ar fi fost asasinat de soldații ruși intrați să-l jefuiască a fost susținută de rude și apropiații ai scriitorului. Istoria a reținut oficial că marele scriitor Liviu Rebreanu a murit din cauza unui emfizem pulmonar, a unor afecțiuni cardiace și exista și o suspiciune de cancer. Însă nepotul său, Ilderim Rebreanu, susține că ar fi fost împușcat de către soldații ruși veniți să-i jefuiască proprietatea. Ipoteza conform căreia scriitorul român ar fi fost asasinat este susținut și de diplomatul englez Ivor Porter în cartea sa Operațiunea Autonomus. Rebreanu și-ar fi dorit să fie un medic de succes, să facă în conjurul lumii și să cânte din armonică. Nu s-a făcut nici medic din cauza lipsurilor financiare din tinerețe care l-au împiedicat să urmeze facultatea de medicină, și nici de muzică, o altă pasiune a sa neîmplinită, nu s-a ocupat din lipsă de timp. Între altele, regret că nu m-am făcut medic, mărturisea Rebreanu în interviul din 1933. Scriitorul și-a dorit să facă în conjurul lumii și să stea măcar 2 luni în Rusia sovietică. Nu și-a îndeplinit visele de la maturitate, dar mărturisea că și-a atins idealul din tinerețe. Mi-am realizat visul tinereții mele. Trecând peste toate vicisitudinile vieții, am ajuns să scriu și în scrisul meu să realizez ceva. În materie de literatură și artă, idealul este atât de îndepărtat, încât e imposibil să-l realizezi complet. Mai spunea Rebreanu în interviul din 1933. Thank you.